Vreau să vă informez că acele inițiative care a spus doamna Balmoș, stimata noastră colegă, au fost elaborate inclusiv și cu participarea deputaților din grupul nostru. Noi vom susține aceste proiecte sociale și rugăm majoritatea parlamentară să susțină. Doamna Dodon și grupul care a fost exclus din partea fracțiunii noastre, care a plecat, la părerea mea și la părerea colegilor noștri, nu a participat la elaborarea acestor inițiative sociale. Eu vă spun cu toată siguranța că sunt responsabil de grupul social în fracțiune. De aceea vă mulțumim, desigur, că subscriți sub aceste proiecte de lege, dar nu trebuie să vă asumați munca celorlalți colegi. De fapt, cum ați făcut-o întotdeauna. Deci, stimați că... Stimați colegi numărători, rog să vă ocupați locurile la microfon. Păi, domnul, vă rog, vedeți care e microfonul și vă ofer. Microfonul 4. Nu, cu trăsnitul, colegii spun aici, trebuie să-i trăsnesc. La nivelul munteanu nu mă cobor, e nivelul de box, e problema lor. Vreau să spun un lucru. Inițiativele la care s-a făcut referință stimata noastră colegă, vreau să accentuez, a fost semnate inclusiv de doamna Greceanu. De aceea, atunci când venim, nu contează până la urmă cine a semnat, important să le susținem. Și stimați colegi, mă refer la toți colegii, nu ardeți podurile, pentru că nu se știe ce va fi mâine sau poimâine. Și inclusiv persoanele tinere, de tipul unor care blochează nu știu ce și nu știu cum, să-și aduc aminte și pe viitor. Și eu v-am spus un lucru clar. Cu cât mai mult veți lovi, cu atât noi vom fi mai puternici. Lucrul ăsta vă asigur. Eu vă mulțumesc și reiterez poziția noastră că vom susține aceste proiecte. Vă mulțumesc. Microfonul 3. Pentru respectivul fost coleg, el n-are nicio șansă scobar la nivelul muntean, pentru că a coborât la nivelul plintusului deja, la nivelul taracanilor,